Salutare tuturor! Iarăși vinim noi cu un nou episod. Acest episod tot va fi bazat pe cum corect să alegem o mașină de off-road ca să facem decizia corectă. În episodul anterior am vorbit despre cum clasăm noi off-road-ul și cum clasăm noi clasele de off-road și cum corect să ne apreciem în care clasă suntem. Acum vom vorbi tot la general, adică nu ne vom axa la o anumită mașină, dar ne vom axa pe niște lucruri care să facem o decizie corectă. Deja, cum am spus anterior, ideea noastră este să ne apreciem în care parte de off-road vrem să practicăm, turism, sport, expediții sau alte îndeletniciri off-road-ului. Acum vreau să mă opresc la un moment foarte important, că am avut unele întrebări ce ține de... Oleg, uite, am găsit o mașină în stare nu prea bună, 3.000 de euro, și am găsit o mașină bună cu, în stare mult mai bună, cu 5.000 de euro. Care să fac alegerea? Să o iau cu 3.000 și să o pregătesc sau să o iau cu 5.000 deja în stare mult mai bună și să o pregătesc mai departe? Această întrebare este foarte interesantă și foarte corectă, însă e nevoie de analizat fiecare caz în parte. Însă de multe ori e mult mai ușor să restaurezi, să faci ceva din ceva bun. Adică din experiență, timpul oricum ia lor și orice mașină de off-road deja nu este din cele mai noi mașini, că așa au fost producția lor, ceva mai rezistent este, puțin mai vechi, și e mult mai simplu de făcut din ceva bun. Deoarece o restaurare bună, o restaurare corectă, o pregătire bună necesită foarte multe cheltuieli. Dacă se face aceste investiții nu corect sau nu bine, atunci aceasta nu te ajunge pe mult timp. Adică ai sudat șasiul celălalt, dar trece un an, doi și deja rugina iar va ieși. De aceea trebuie foarte bine de apreciat de care mașină să o alegem. Sunt multe cazuri când e mult mai convenabil să iei deja o mașină gătită pentru off-road. De ce? Deja are troliu, deja are jante, deja are pregătiri de off-road, suspensie, rezervor deja de combustibil mai mare sau multe alte aspecte, bări de protecție din metal dacă doriți, care tot costă bani. Însă deja toate aceste investiții într-o mașină tu nu o poți răscumpăra și de multe ori aceste mașini se vând mult mai ieftin de suma investită în ea. Adică aceste momente eu cred că sunt cele mai convenabile, dar trebuie de analizat cum au fost pregătite aceste automobile. Deoarece o investiție incorrectă, toată această sumă de bani investită, măcar poate să fie și mare, nu este rentabilă. Adică acest aspect am vrut foarte, foarte atent să-l revizuim și să fim atenți la asta. A doilea moment la alegerea mașinii este pregătirea mașinii. Pregătirea mașinii noi trebuie să o începem de la roți. De ce de la roți? De ce? Că în dependență de roți știi ce modificări vei avea să faci la mașină. De exemplu, de ce m-am axat anume pe roți? Deoarece noi fiecare în off-road avem o anumită închipuire. Eu vreau să mă duc în expediții, dar voi merge mai mult pe drumul de asfalt, pe triș, adică nu mă aventura în ceva complicat. Atunci noi foarte bine ne descurcăm cu roți la 31-33 inci. Cineva în închipuire are că vrea în off-road să plece prin munți, să plece prin glod, să ducă prin bălți. Atunci dorința lui este de la roți 35, 37, 38 în sus. Adică
Și la acest moment este foarte important de tras atenția că nu vei lua un Mitsubishi Pajero ca să-i pui roz la 38, deoarece sunt investiții foarte mari. De aceea trebuie foarte bine să ne apreciem în ce direcții de off-road mergem și ce roți vă pune pe această mașină. Aceste aspecte, două, sunt foarte, foarte, foarte importante ca să faci o alegere corectă. Că, de exemplu, vei lua un Mitsubishi Pajero fără punți, până în final vei vrea să pui rost la 37 și vei ajunge la momentul că trebuie să schimbi punți de Nissan Patrol, de Toyota sau de alt fel de mașini. Și atunci investiția ta crește foarte mare, o investiție, aș spune, nerentabilă, și până în final nu știu dacă mai ești bucuros de acest proiect. Cred că aici cu alegerea mașinilor am spus destul de mult, nu tare mult, dar la temă. Acum voi răspunde la comentariile de pe YouTube care au venit la noi. Comentariu foarte important a fost cu legile din Republica Moldova, dacă avem voie să circulăm cu un astfel de automobil pe drumurile publice, ce modificări avem de făcut. Dacă să luăm legislația Republicii Moldova, noi nu avem voie să facem modificări la mașini. Adică dacă mașina este de uzină cu așa roți, noi trebuie să circulăm cu așa roți. Cât și lumini adăugătoare nu putem instala. Practic nicio modificare nu putem face, dar însăși încă legislația noastră cât și poliția rutieră nu este atât de stringentă, ne străduim să respectăm regulamentul, ne străduim să vorbim frumos, să ne comportăm frumos, cât de multe ori noi plecăm în off-road și avem nevoie de o anumită stimă între noi, cât și cu toți cine ne vedem. Următorul comentariu este ce anvelope putem găsi în Republica Moldova. În Republica Moldova e foarte greu de găsit anvelope, deoarece stocul este foarte mic, azi poate să fie, mâine poate să nu fie. Un anumit brand chinez care mi-ar plăcut, nu pot să spun, că am avut chiar și Bev Goodrich All Terrain și să spun drept, n-a rămas până în final foarte mulțumit de ele, cam doi. Dacă o să vreți, o să mă opresc mai mult la acest criteriu și voi spune o analiză concretă la fiecare roată. Deja a fost altă întrebare, ce mașină 4X4 ar opta pentru niște expediții în Republica Moldova? Acest comentariu. Eu i-am sugerat după descrierea băiatului un Dacia Duster. De ce? Deoarece este foarte fiabil, este foarte econom și pentru descrierea care el a făcut, această mașină se descurcă la 100% pentru toate necesitățile lui. Și următoarea întrebare despre Nissan Terrano 1, ce pot spune? Nu sunt mașini rele, mie îmi plac două aspecte la această mașină. Este primul aspect, torsionul din față, a doilea aspect, că sunt deja vechi. Adică asta mă deranjează. Motoare, de exemplu, am avut un coleg care a avut o problemă cu 2.7 diesel și foarte, foarte greu. Practic, nu știu dacă am mai găsit până în final o chiloasă funcționabilă la 2.7 diesel, până când acestea sunt niște motoare legendare, care merită tot respectul. Acestea sunt motoarele care au mers după asta pe Nissan Patrol de 33, același motor legendar 42 de Nissan Patrol. Sunt motoare legendare, dar cu părere de rău, deja sunt vechi. Pe viitor adresați comentariile voastre care vă interesează, neapărat vom răspunde la fiecare și vom face o alegere corectă pentru comentariile voastre. Mai departe aș vrea să trecem la subiectul care a mai fost în această săptămână. Curând ne-am întors de la Cupa Mărțișoare de Noroi de la Buzău, unde am participat cu bolidul nostru și a mai participat un echipaj din clubul nostru cu un Pajero 3. Ce pot spune? Echipajele noastre din Republica Moldova au avut un succes la
proba de trial, băieții Victor Zadâr și Vitali Chiosea s-au clasat pe locul 1 în clasa standard B. Bolidul nostru, la volanul cărui a fost Andrei Musteaț, s-a poziționat pe locul 3 în clasa Open. Din 12 mașini participante, este un rezultat foarte și destul de bun. Pe viitor vom practica mai des plecările pștihotare la competițiile din România, că acești băieți au un nivel foarte, foarte ridicat și avem foarte mult de învățat de la ei. Vreau să țin să mulțumesc sponsorului nostru care ne-a ajutat pentru a ajunge la această cupă, este Molda Racing. Mai în jos, în descriere, vom pune toate canalele sponsorului nostru Moldo Racing. Este un băiat cu perspectivă, care acum gătește o mașină, un SSV, un Can-Am, care se va găti pentru clasarea în sport în TR4. Să spunem, o pregătire a mașinii pentru cursa Rally Dakar. Adică vor fi pregătită o mașină după toate regulamentele FIA. Este un proiect foarte, foarte interesant, în același timp costisitor, dar mă bucur că în Republica Moldova se fac așa proiecte. Asta e un wow! E un moment foarte, foarte important la care vreau să trag atenția. Toți suntem automobiliști, afară se încălzește. Trebuie să fim foarte, foarte atenți la trotinete, la motociclete, la scutere, mai ales din partea copiilor, deoarece acum e sezonul când toți scot prietenii pe 2 sau pe 4 roți și se întâmplă multe cazuri neplăcute, de aceea neapărat să avem cea mai mare strigență la volan. Și ca în încheiere vreau să vă spun, neapărat abonați-vă la toate canalele noastre de pe TikTok, Instagram, Facebook, YouTube și ne adresați întrebările care vă interesează pe fiecare.